Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat luni Rusia că orice nouă provocare sau acțiune agresivă ar fi un motiv de serioasă preocupare pentru aliați, în condițiile în care în ultimele săptămâni au fost observate concentrări mari și neobișnuite de forțe rusești în apropierea granițelor Ucrainei. Se pare că lucrurile încep să degenereze din nou în această zonă. Mulți analiști politici spun că Rusia este pregătită să mai rupă o bucată din teritoriul Ucrainei. Ce știe, poate anul 2022 o să ne ofere alte motive de îngrijorare cu privire la acest subiect. Ideea este că nu ar fi bine deloc acest lucru pentru că ar putea să escaladeze mai mult situația, având în vedere că după ce s-a întâmplat situația cu Crimea, când Rusia a rupt din nou o bucată de teritoriu, acum relațiile Ucrainei cu Uniunea Europeană sunt mai strânse la fel și cu americanii. Așa că poate europenii nu ar ceda cu privire la această nouă tentativă a Rusiei de a mai rupe o bucată din teritoriul Ucrainei. Cine știe? O să vedem ce o să ne rezerve anul 2022. Din păcate, noi ne vencinăm cu Ucraina, și acest lucru nu ar fi, n ar fi deloc bine pentru zona noastră de confort aici a României. Așa că haide să vedem mai pendelete ce s-a întâmplat și de ce ar trebui să ne îngrijoreze acest lucru. NATO rămâne vigilent, monitorizăm situația foarte atent și continuăm să ne consultăm între aliați și cu parteneri precum Ucraina, și Uniunea Europeană, a subliniat Jens Stolberg într-o conferință de presă comună cu ministrul ucrainean de externe, Dimitri Kuleba, susținută la sediul NATO din Bruxelles. Cerem Rusie să fie transparentă în ceea ce privește activitățile sale militare, să reducă tensiunile și să prevină orice escaladare. Acesta este un mesaj clar din partea tuturor aliaților NATO și am discutat de asemenea situația cu ministrul de externe Kuleba în timpul întâlnirii noastre de astăzi, a declarat Stolberg. Secretarul general General al NATO a spus că deplasările de trupe rusești observate la granița cu Ucraina sunt comparabile cu acumularea de forțe ale Rusiei în Crimea și în regiunea Mării Negre de la începutul acestui an, un moment care a dat naștere unor tensiuni între aliați și Moscova. Este important să prevenim escaladările și să reducem tensiunile, a insistat Jens Stoltenberg, dând asigurări că NATO este alături de Ucraina. El a reafirmat că NATO nu acceptă și nu va accepta anexarea ilegală și nelegitimă a Crimeei de către Rusia și a cerut Rusiei să înceteze să mai acorde sprijin separatișilor din estul Ucrainei. Tot aliații NATO sunt solidari în condamnarea comportamentului Rusiei, a punctat Stoltenberg. El a arătat că NATO continuă să oferă Ucrainei un sprijin politic și practic semnificativ, o ajută la consolidarea capacităților defensive inclusiv prin antrenarea forțelor armate, îi susține agenda de reforme care va contribui la promovarea aspirațiilor euroatlantice ale Ucrainei. Dar toate aceste acțiuni nu reprezintă o amenințare la adresa Rusiei. Exercițiile NATO și ale aliaților în regiunea Mării Negre sunt defensive și transparente, a afirmat secretarul general al NATO. Pe de altă parte, sporirea prezenței militare a NATO pe flancul estic este tot o urmare a acțiunilor agresive ale Rusiei. Prezența NATO în regiunea Mării Negre, în regiunea Baltică, este o prezență defensivă. Ne-am sporit prezența militară în partea estică alianței începând cu 2014, ca urmare a acțiunilor agresive ale Rusiei împotriva Ucrainei. Dar aceste desfășurări această prezență este defensivă. Bineînțeles, NATO are de asemenea o prezență în regiunea Mării Negre, în parte și pentru că trei dintre statele de la Marea Neagră sunt membri NATO, România, Bulgaria și Turcia, iar două sunt parteneri apropiați, Georgia și Ucraina. Deci, desigur, facem exerciții, operăm, suntem prezenți în această regiune, dar aceasta nu reprezintă o amenințare pentru Rusia. Este o prezență militară în întregime defensivă și transmite de asemenea un semnal că NATO este acolo pentru a apăra toți aliații împotriva oricărei amenințări iar acest lucru este important pentru a demonstra puterea și pregătirea NATO într-un mediu de securitate mai imprevizibil, a explicat șeful NATO. Jens Stoltenberg a reliefat, pe de altă parte, contextul actual complicat din estul Europei, pe mai multe fronturi care este de natură să stârnească îngrijorare. El s-a referit la situația din Belarus, dar și la cea din Bosnia. Condamnăm modul în care regimul Lukashenko se folosește de imigranții vulnerabili. Suntem desigur profund îngrijorați de această situație și o urmărim foarte de aproape, la fel cum urmărim evoluția din Ucraina și din jurul acestea, Și acestea sunt evenimente care au loc în același timp. Vedem de asemenea tensiuni suplimentare în creștere în unele părți ale Balcanilor de vest. Așadar, sunt multe lucruri care se întâmplă în același timp și NATO trebuie să fie vigilent trebuie să le urmărească îndeaproape. aproape. Și noi facem apela la Rusia să descaladeze, să reducă tensiunile și să fie transparentă în ceea ce privește activitățile sale militare în Ucraina și în jurul acesteia. A stat Jens în Stolberg. Este important să nu sporim acum tensiunile, dar trebuie să avem o perspectivă clară, trebuie să fim realiști cu privire la provocările cu care ne confruntăm. Iar ceea ce vedem este o consolidare militară rusă semnificativă și de amploare. Vedem o concentrare neobișnuită de trupe și știm că Rusia a fost dispus să folosească aceste tipuri de capacități militare înainte pentru a desfășura activități agresive împotriva Ucrainei, a punctat secretarul general al NATO. Pe de altă parte, Jens Stolberg a spus că în evaluarea NATO nu există nicio amenințare iminentă de agresiune militară împotriva vreunei țări membre. Dar vedem o situație foarte dificilă care evoluează la granița dintre Polonia și NATO, țări aliate NATO. Și vedem situații similare și în Lituania și Letonia. Cel puțin le-am văzut mai de aproape la granița dintre aceste două țări și Rusia. Și bineînțeles, suntem solidari cu acești aliați NATO. Condamnăm ceea ce face regimul Lukashenko și de asemenea utilizarea migranților vulnerabili, inclusiv a copiilor și a familiilor, pentru a desfășura acțiuni hibride împotriva aliaților NATO. Orice aliat poate să invoce articolul 4, a menționat secretarul general al NATO. Cred că lucrul important este că deja ne consultăm îndeaproape între aliați, și lucrăm de asemenea de aproape cu Uniunea european, mâine mă voi întâlni cu Ministrul apărării din Europeană și sunt în contact constant și strâns cu conducerea unei europene, a subliniat Jens Stoltenberg, răspunzând întrebării unui jurnalist în legătură cu posibilitatea invocării articolului 4 din Tratatul NATO. Articolul 4 din Tratatul Alianței nord atlantice prevede consultări pe probleme militare atunci când integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricărea dintre părți este amenințată. Ideea e că și Ucraina a din ce în ce mai destabilizată. De exemplu, mă uitam ieri pe la știri și observasem că, mă rog, nu știu dacă ați văzut și voi, au fost uh, loviri foarte puternice între protestatari din cauza că în Ucraina s-a celebrat 8 ani de la Euromaidan și au fost niște proteste semnificative în fața președintelui în timp ce era această, cum spune, o sărbătoare dacă pot să-i spun așa. Ideea e că Ucraina este o țară destabilizată din punctul meu de vedere. E efectiv un câmp de luptă E un când de luptă între Occident și ceea ce fac rușii acum și aliații Rusiei, evident, cum e Belarusul, de exemplu, această situație. Evident, mai sunt, sunt mult mai mulți de atât, dar am, mă refer la implicațiile actuale acum în Europa. Nu știm ce o să fim, ce să vă zic, ideea e să fim optimiști acum, să nu ne panicăm, o să vedem care este situația și sperăm că lucrurile o să stea bine și din anul 2022, având în vedere că se apropie cu pași repezi de noi. Cam atât a fost pe asta, sper că v-a plăcut, dacă un de like și de subscribe, de asemenea vreau să vă întreb voi ce părere aveți de uh, ceea ce se întâmplă acum între Ucraina și Rusia, din nou, ceea ce a spus NATO, chiar vă aștept răspunsul în comentarii. De asemenea, nu să vă abonați și la canalul nostru secundar de YouTube, aveți link în descriere și să asemenea follow pe Instagram și pe TikTok, ar fi absolut fantastic. Ne zicem cu alte episoade și evident, multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.